Iubiți frați și surori, este seara dinaintea plecării mele din orașul acesta și cred că este important să vă spun că am petrecut aceste zile într-o părtășie deosebită a bisericilor Eclesia din Karlsruhe și Philadelphia din Trossingen, a slujitorilor Domnului. Vă mulțumesc de invitație și de primire. Te-am simțit foarte bine la Eclesia, familia Mureșan împreună cu biserica de acolo au organizat conferințe de tinere, de familii, de evangelizare foarte frumoase și am avut onoarea să slujesc din cuvântul Domnului în mijlocul unui popor. Am considerat eu însetat după cuvântul lui Dumnezeu și este întotdeauna ușor să vestești Evanghelia atunci când oamenii doresc cuvântul, doresc Evanghelia. Apoi am venit aici și m-am bucurat să mă reîntâlnesc cu fratele și prietenul meu, pastorul dumneavoastră. El n-a avut 2-3 zile chiar bune. Sora a fost sănătatea destul de șubredă în perioada aceasta. Și eu, personal, mă simt un pic răcit, că sunt român jet pe jet și mă trage curentul oriunde mă duc. Dar știind că fratele Adi a avut mai multe necazuri decât mine în zilele astea, mai pot să mă plâng. Ne rugăm ca Domnul să dea sănătate surorii. Însă familiile Velea, Hidicaș ne-au purtat de grijă și ne-au acomodat chiar și starea de sănătate un pic mai neplăcută în aceste zile. Însă, chiar să vă spun sincer că mă simt foarte bine acum, sper să mă simt bine până se termină predica. Eu în fiecare săptămână fac rugăciunea popii. Rugăciunea popii este, dacă trebuie să mă îmbolnăvesc, să mă îmbolnăvesc de luni până sâmbătă. Să fiu duminică sănătos. Mă rog din toată inima ca Domnul să mă țină măcar atunci când mă ridic să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt despre pilda smochinului neroditor. În biserica pe care o slujesc, în fiecare an, pe 1 ianuarie, la serviciul de seara, predicăm din pilda smochinului neroditor. Este o tradiție de-a dreptul în biserică. Și cred că este corect, având în vedere că aici Biblia spune, mai lasă-l și anul acesta. Însă nu e cu nimic greșit să predicăm din pilda smochinului neroditor în fiecare zi a anului, pentru că la niciunul dintre noi nu începe anul în aceeași zi. Dumnezeu nu vine pe data de 1 ianuarie să verifice pomul vieții noastre. Pomul lui Israel, smochinul lui Israel, smochinul reprezintă pe Israel, n-a fost neapărat cercetat de Dumnezeu de anul nou. Au trecut sute de ani, multe, și Dumnezeu i-a cercetat în diferite timpuri ale anului, prin diferiți oameni, prin diferite mesaje profetice. Iată de ce nu cred că noi ne încadrăm într-un sistem cum este cel pe care îl cunoaștem aici pe pământul acesta, al calendarului, când ne încheiem socotelile la sfârșitul anului și începem anul nou cu niște hotărâri. Nimeni nu trebuie să aștepte să se termine anul 2024 ca să ia niște hotărâri noi pentru viața de credință. Iată de ce aș dori să ne oprim în dreptul acestei pilde și ca
orice pildă a Domnului Iisus Hristos, pildele au în vedere principii ale împărăției lui Dumnezeu. Prin pildele Domnului Iisus Hristos sunt stabilite principiile împărăției sale. Mai mult, pildele Domnului Iisus Hristos se referă la națiuni în mod profetic, se referă la comunități și se referă la oameni în mod individual. În seara aceasta, vorbind despre pilda smochinului neroditor, nu aș dori să vorbesc despre poporul Israel, deși pilda aceasta se aplică perfect poporului Israel. Nu mă refer la poporul Israel, pentru că nu știu câți evrei sunteți aici. Probabil ați auzit odată o glumă amvonală. Păstorul i-a zis musafirului: frate, auzi, dacă te apuci să predici, nu vorbi despre lucru cu tare, că noi avem vreo două familii care s-ar simți jignite. Pe urmă, a spus, nu vorbi nici despre lucru cu tare, zice, pentru că avem alte trei familii care sunt cam în situația asta și să nu-i jignești nici pe aia. Și după vreo 4-5 încercări, fratele a dat de fiecare dată din cap și, pe urmă, când a ajuns la amvon, a întrebat: fraților, e vreun evreu pe aici? Nu era niciun evreu. Zice, în seara asta voi vorbi despre evrei. Ca să nu supere pe nimeni. Eu n-am pățit una ca asta. Aici, din contră, fratele păstor Adi mi-a zis că pot să predic oricât. Și eu când am auzit, i-am spus: frate, când am să văd frații, surorile că pic așa într-o parte, pe bănci mă opresc, promit. Sper să nu vă obosesc prea tare și o să încerc să mă încadrez și într-un timp de bun simț, dar n-am să vorbesc despre evrei. Am să vorbesc despre mine, am să vorbesc despre tine, pentru că până la urma urmei, când venim în casa lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie despre alții. Ar trebui să fie despre noi. M-am obișnuit să gândesc în felul ăsta, spre marea mea disperare. Un mentor spiritual m-a învățat lucrul ăsta. Mi-a spus, ori de câte ori pregătești un cuvânt, un mesaj pentru popor, nu te duce să-l spui până mai întâi nu ți-l aplici ție. Și i-am spus, păi și dacă mi se potrivește prea bine? Zice, de-abia atunci ai voie să-l predici. Pentru că noi suntem doar un glas al Domnului, nu mă refer la alunecări și căderi grave, dar trebuie să recunoaștem că toți suntem oameni, avem slăbiciune, avem nevoie de pocăință și niciunul dintre noi nu are dreptul să predice pocăința în dreptul altora până mai întâi nu o predică în dreptul lui însuși. Iată de ce mesajul din seara aceasta mi se aplică mie în primul rând, mi se potrivește mie în primul rând și speranța mea este să se potrivească fiecăruia dintre noi. Contextul sau perspectiva pildei începe în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, versetul 1. Deși pilda începe în versetul 6, dar este spusă în contextul versetelor 1 la 5. Ce s-a întâmplat? În vremea aceea au venit unii și au istorisit Domnul Iisus Hristos, crezând probabil că n-a auzit, că nu știe, că nu e în cunoștință de cauză. Ce s-a întâmplat unor galileeni care au venit să aducă jertfe? Este foarte posibil să fi fost vorba despre niște zeloți, despre niște oameni care conspirau împotriva stăpânirii romane, și Pilat a trimis un detașament militar, i-a surprins în timp ce aduceau jertfe, i-a măcelărit și le-a amestecat sângele
cu sângele jertfelor lor. Reacția Domnului Iisus Hristos este înmărmuritoare. Vedeți, noi ne uităm să vedem un pic de compasiune, mai ales de la persoana Domnului Iisus Hristos, săraci, au avut copii, au avut familie, au avut... Și să știți că Domnul Iisus Hristos a avut o compasiune extraordinar de mare pentru oameni. Spune că atunci când a văzut poporul ca niște oi risipite, fără păstor, s-a înduioșat, i s-a făcut milă de ele. I-a văzut flămânzi și le-a dat mâncare, le-a dat pâine și pești. I s-a făcut milă de bolnavi. I s-a făcut milă de leproși, de ologi, de muți și surzi, de orbi. Umbla din localitate în localitate, vindecându-i pe oameni, ridicându-i din stările de boală, de lipsă, de nenorocire cu care se confruntau, pentru că Domnul Iisus Hristos este modelul de milă, de compasiune, de dragoste. Nimeni nu ne înțelege ca Domnul Iisus Hristos. Însă prioritatea Domnului Iisus Hristos a fost, din prima zi până în ultima zi a misiunii sale, sufletele oamenilor. Pentru că există ceva mai rău decât să fii bolnav de lepră sau de cancer. Există ceva mai rău decât să fii flămând de pâine și însetat după apă. Există ceva mai rău decât să fii orb sau ciung sau șchiop. Odată Domnul Iisus Hristos a spus, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l. Și nu se referea să ne amputăm mădularele, să ne scoatem ochii. Dar ceea ce dorea Domnul Iisus Hristos să sublinieze era că e mai bine să trăiești în viață fără aceste mădulare, cu aceste handicapuri, decât să arzi în focul Ghenei. Pentru că până la urmă toate aceste handicapuri, toate aceste necazuri, probleme, boli, sunt temporare, sunt legate de viața aceasta de aici și acum. Ori noi nu ne-am pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta, spune Apostolul Pavel, că atunci am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii, ci ne-am pus nădejdea într-un Dumnezeu care vine să ne ia, să ne ducă în țara fără durere, fără suferință, fără moarte, mărit să fie numele Domnului. Totuși, cunoscând compasiunea Domnului Iisus Hristos, răspunsul lui este surprinzător. În versetul 2 zice, credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel. De fapt, Domnul Iisus Hristos răspunde la niște semne de întrebare care n-au fost exprimate, dar care existau în mintea acestor oameni. Chiar ucenicii au întrebat despre un loc. De ce? Cine a păcătuit? A păcătuit el sau a păcătuit părinții lui? Și Domnul Iisus a spus, nu, nici unul, nici altul, ci s-a născut așa sau este așa pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos le spune că acești galileeni care au murit nu erau cu nimic mai răi decât alții. Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Rețineți, vă rog frumos, expresia la fel. Pentru că după aceea, Domnul Iisus le spune, n-ați auzit știrile de ultimă oră. Dacă în caz n-ați aflat, a căzut un turn în Siloam și au omorât 18 inși.
Și vă întreb și cu privire la ei. Din toată populația Ierusalimului, credeți că ăștia au fost cei mai răi și Dumnezeu pe ăștia i-a pedepsit? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, și întărește din nou expresia rostită în dreptul galileenilor, toți veți pieri la fel. Acest la fel ar pune sub semnul întrebării afirmația Domnului Iisus Hristos, pentru că, după cum știți, nu toți oamenii pierd la fel. Acești galileeni au fost omorâți de Pilat, nu toți oamenii mor omorâți de Pilat. Și nu toți oamenii care au murit în vremea aceea au murit omorâți de Pilat. Nu în fiecare zi cade un turn și strivește 18 inși. La fel nu înseamnă că veți pieri în același mod în care au pierit ei, că veți avea parte de aceeași moarte ca ei. Substratul acestei expresii a Domnului Iisus Hristos nu se referă la modul în care moare cineva din punct de vedere fizic. Până la urmă, oamenii mor în două feluri. Oamenii mor în Domnul sau mor în păcatele lor. Problema acestor galileeni și problema celor 18 inși pe care Domnul Iisus Hristos o cunoștea era că au murit fără pocăință. Și a avertizat pe cei care încă trăiau: puteți să aveți compasiune față de oamenii aceștia, puteți să le ajutați văduvele, familiile, puteți să mergeți la înmormântarea lor, puteți să susțineți pe cei rămași în urmă, sigur că da. Dar când ajungeți acolo, gândiți-vă la voi. Pentru că pentru ei nu se mai poate face nimic. Pentru galileeni și pentru cei 18 inși. Soarta lor este pecetuită. Și din nefericire este pecetuită în afara relației cu Dumnezeu. În Eclesiastul, cuvântul Domnului spunea că e mai bine să fii într-o casă de jale, pentru că râsul nebunilor este în casa de petrecere. Dar inima înțelepților este în casa de jale. Sincer să fiu, când eram copil, n-am înțeles niciodată lucrul ăsta. Mama, pentru că tata mergea la serviciu toată ziua, mama era casnică, când era o înmormântare, mă îmbrăca frumos și mă ducea la înmormântare. Ea mergea la toate înmormântările. Nu conta că e copil, că e persoană mai în vârstă și nu-mi plăcea să merg la înmormântări. Mirosul ăla, eu de câte ori miros flori, am probleme cu mirosul de flori amestecat. Când intru într-o florărie, nu-mi place mirosul, pentru că ăla e mirosul pe care mi-l aduc aminte din copilărie în casele unde erau priveghiuri sau înmormântări. Și odată am întrebat-o: dar de ce mergem noi la toate înmormântările? Zice: mamă, zice, majoritatea lucrează. Sunt femei cu copii mai mici care nu pot să meargă. Să zice, păstorul acolo n-are pe nimeni, nu cântă nimeni cu el, n-aude nimeni. Trebuie să mergem, măcar care putem. Și uite, eu pot. Și zic, dar de ce mă iei și pe mine? Păi zice, cu cine să te las? Mă lua toată ziua, bună ziua, până când la un moment dat, dacă am mers la priveghi, la mormântare, aveam 7 ani, 8 ani, 9 ani, am început să ascult ce se vorbește acolo. Și mai târziu mi-am dat seama că acele cuvinte pe care le auzeam, că suntem trecători, că toți suntem datori cu moarte și că trebuie să ne pocăim, m-au marcat. Din punctul meu de vedere, mai bine m-aș fi dus la joacă. Acolo n-aș fi învățat mare lucru. În zilele de astăzi, trebuie să recunoaștem că serviciile de priveghi de înmormântare sunt disprețuite de mulți.
Avem expresiile noastre, mai ales când este vorba de cei în vârstă. Când ni se pare că e o tragedie, ne mai adunăm toți, că trebuie să arătăm că avem compasiune. Când e un bătrân sau o bătrână, zicem, a, și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. Și nu băgăm în seamă prea mult lucrul ăsta. Uitând că, în primul rând, când mergem în casa de jale, mergem și pentru familie, mergem și ca să onorăm memoria unui copil al lui Dumnezeu. Dar în primul rând ne ducem pentru noi. Pentru noi. Ca să ne facem mai înțelepți, ca să ni se înmoaie inimile, ca să ne gândim la viitor, ca să ne gândim la eternitate. Ceea ce vrea să spun aici Domnul Iisus Hristos, în primul rând, este că toți meritam moartea, într-un fel sau altul. Nu contează modul în care mori. Și toți meritam moartea pentru că toți ne-am născut în păcat, într-o natură păcătoasă. E adevărat, unii au timp mai mult decât alții. Galileenii și cu cei 18 inși au încheiat conturile. Alții au rămas și le-a predicat Domnul Iisus Hristos. Și le-a spus, nu pentru că ei au fost mai răi, toți meritați să fiți sfărâmați de turnul care s-a dărâmat. Toți meritați să vă amestece Pilat sângele vostru cu sângele jertfelor. Că voi aveți mai mult timp, că voi ați rămas, că voi mai ascultați o predică, e mila, e harul, e îndurarea lui Dumnezeu. Probabil unii, nu știu de ce credeți că ați supraviețuit în ziua de astăzi. Că n-ați avut un accident, sau că n-ați avut un atac de inimă, sau că nu vi s-a întâmplat ceva. Probabil credeți că ați condus atent și bine. Probabil credeți că v-ați îngrijit sănătatea. Nu-i rău. Dar eu vă spun potrivit cuvântului lui Dumnezeu, suntem aici ca să mai ascultăm odată Evanghelia. Să mai luăm odată hotărâri de pocăință. În final, toți trecem sau pierim, dar nu la fel. Pentru că Domnul Iisus Hristos n-a spus, toți veți pieri la fel. Ci a spus, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, adică fără șansă de eternitate. Dar asta subînțelege că nu toți pierim la fel, că cei ce se pocăiesc nu vor pieri la fel. Unii pierd spre pierzarea veșnică. Un drum ireversibil dincolo de moarte. Există mulți oameni și multe religii și multe denominații, chiar creștine, care consideră că mai sunt șanse. Toate aceste denominații ar trebui să-și împacheteze corturile și să se desființeze, pentru că mutilează cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că strâmbă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dau oamenilor speranțe deșarte. Nu există nicio slujbă, niciun parastas, nicio pomană, nu există nicio rugăciune, nu există nicio lacrimă, niciun strigăt care să schimbe destinul unui om după moarte. Destinul unui om se schimbă înainte de a muri. Cuvântul cheie este pocăință. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă. Știți că oamenii care întreabă ce să facem, cred. A lucrat Duhul Sfânt în inima lor credință. Și un om care ajunge să creadă, primul pas este pocăință. Pocăință însemnând să-i pară rău de trecut, să-l regrete, să ia hotărâri noi și să trăiască diferit pentru Dumnezeu. Pocăința este un curs permanent al unei vieți care vrea să devină din ce în ce mai mult asemenea vieții Domnului Iisus Hristos. Cine zice că rămâne în El, să trăiască și El cum a trăit Domnul Iisus. Pilda se adresează la momentul respectiv poporului Israel care urma să fie tăiat. Dar principiile sunt universale.
Și așa cum spuneam, în seara aceasta am vrea să vedem principiile pildei smochinului neroditor. N-am citit textul pentru că toate aceste principii sunt pe text, sunt din text și vom citi textul la rândul fiecărui principiu, principiile pildei smochinului neroditor. Primul principiu al pildei este principiul sădirii, principiul sădirii. Versetul 6, el a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa. Singurul merit că smochinul este sădit în via lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. Acum eu înțeleg că dacă ni se predică Evanghelia, ridicăm mâna, o acceptăm, îl primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, hotărâm să ne pocăim, Dumnezeu are partea Lui, noi avem partea noastră, dar atenție! Dacă Dumnezeu nu făcea partea Lui, noi nu aveam nicio opțiune. Cât de ușor este să primești mântuirea? Credința din inimă și mărturisirea cu gura. Dacă Domnul Iisus Hristos nu străbătea cerurile și nu venea să moară în locul nostru și nu ne dădea șansa la mântuire, puteam să facem ce vrem noi. Pieream la fel. Factorul determinant în mântuirea sufletelor noastre este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Este lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. În Isaia 61, cu versetul 1, spune Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns, profetic referitor la Domnul Iisus. Și apoi în versetul 3 spune, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Dragii mei, oricât de mult ar vrea smochinul, smochinul este neputincios. Trebuie să-l ia Dumnezeu, trebuie să sape Dumnezeu, trebuie să-l planteze Dumnezeu, trebuie să-l sădească Dumnezeu. Sădirea este despre ceea ce face Dumnezeu cu noi. Noi n-avem niciun merit că Stăpânul și-a făcut o vie în lumea aceasta. Noi n-avem niciun merit că în via Lui suntem sădiți și sunt și ești sădit. Tot meritul este al Stăpânului. În Psalmul 92 cu 13 spune, cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Vedeți, noi am fost sădiți în casa lui Dumnezeu. Noi am fost sădiți în poporul lui Dumnezeu, în via lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta este o lucrare pe care a făcut-o Duhul Sfânt în viețile noastre. Vreau să fac o paranteză aici, pentru ca să explic puțin cum noi, din oameni de lume, din oameni incompatibili cu viața Domnului Iisus Hristos, suntem sădiți în poporul lui Dumnezeu. În Roman capitolul 12, cuvântul Domnului spune că am fost botezați de un singur Duh, de același Duh, pentru ca să alcătuim un singur trup. Hai să așteptăm un pic dacă puteți să ajutați fetițele. Mulțumesc mult! Vedeți, când noi venim din lume, ca să putem să fim integrați în poporul lui Dumnezeu, este nevoie de o lucrare tainică numită nașterea din nou. Sădirea noastră în vie
presupune să fim făcuți compatibili cu natura lui Dumnezeu. Petru vorbea despre sămânță dumnezeiască. Ioan spunea, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Lucrarea aceasta tainică este făcută de Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu. Dacă cineva are nevoie de un transplant, transplant de ficat, transplant de rinichi, transplant de inimă, știți care este cea mai mare problemă? Corpul nu recunoaște organul respectiv, nu este al lui. Din punct de vedere al structurii genetice, este incompatibil. Și aparatul defensiv care protejează corpul de corpuri străine, dă ordin, omorâți-l. Ai luat o inimă nouă, ai luat un ficat nou, ai luat un rinic nou și corpul nu-l recunoaște că nu e al lui. Și corpul nu acceptă ca în organism să fie altceva decât ceea ce aparține organismului. Ca să nu-l omoare, ca să nu-l respingă, omul respectiv trebuie să ia toată viața medicamente pentru ca să anuleze sistemul imunitar, pentru că sistemul imunitar respinge corpul străin, că dacă într-o zi nu ia medicamentele respective și trebuie să le ia cu sfințenie, cu rigurozitate, e foarte posibil ca sistemul imunitar să dea comandă să meargă anticorpii și să neutralizeze organul respectiv. Acum, noi suntem altoiți, în altă parte spune înfiați, aici spune sădiți, într-o vie, într-o împărăție, complet incompatibilă cu cine suntem noi. Noi suntem păcătoși atunci când venim din lume și există un sistem imunitar al organismului care respinge tot ceea ce este străin. Cum se poate produce înfierea noastră, altoirea noastră sau sădirea noastră în trupul lui Hristos, în via lui Dumnezeu? Nu este suprimat sistemul imunitar. Sistemul imunitar rămâne puternic și știți că există multe versete în Biblie unde spune: dacă vine cineva și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu îl primiți în casă, să nu stați la masă cu el, sunteți incompatibili. Nu vă puteți uni cu oamenii fără de lege, nu vă puteți uni cu oamenii care se furișează în mod subtil și strecoară învățături și erezii nimicitoare. Aceștia, spunea Apostolul Ioan, erau printre noi, dar nu erau de-ai noștri. Și organismul viu al Domnului Iisus Hristos, sistemul imunitar viu, trebuie să aibă capacitatea să-i respingă, să-i îmbrâncească, să nu le facă loc nenăscuți din nou în părtășia adunării. Dați-mi voie să vă spun, frați și surori, că printre cele mai mari necazuri pastorale le-am avut atunci când uneori din nevechiere, alteori din grabă, alteori datorită presiunilor, am acceptat oameni cu mari semne de întrebare în dreptul nașterii lor din nou să vină să se boteze sau să vină să cânte, să vină să facă vreo slujbă. Și pe urmă mi-am dat seama că au devenit o neghină care smulsă cu forța, rupe mult în jurul ei. La un moment dat m-am uitat la mine și am zis, neînțelept ce sunt, dar am observat că și Iosu a pățit chestia asta. Știți când a făcut legământ cu gabaoniții? Și o mare cursă a fost pentru Israel precedentul acela.
Mă rog din toată inima ca sistemul imunitar al organismului viu, care este Biserica Domnului Iisus Hristos, să funcționeze de minune și să respingă absolut orice element, orice agent al răului și al stricăciunii care încearcă să se infiltreze și să aducă în trupul lui Dumnezeu tulburare și întinare. Vegheați să nu fie între voi niciunul curvar sau firesc ca Esau. Lucrarea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, mărturia Duhului Sfânt, adeverește nașterea din nou. Așa se face că atunci când în casa lui Corneliu s-a predicat Evanghelia, au fost botezați cu Duhul Sfânt ca și în ziua cinzecimii. Și când s-a întors fratele Petru la biserică, pentru cei care ar crede că Petru a fost primul papă, să știți că n-a avut așa de mare autoritate. Când s-a întors, ia vino dumneata, frate papă, aici, să te luăm noi la întrebări. Ce-ai căutat în casa celor netăiați împrejur? Că papii de astăzi se însoțesc și se întovărășesc cu toți stricații lumii și vor să le arate compasiune. Și mă mir, lume, că nu-i trage nimeni de mânecă. Mai târziu și Pavel l-a luat la întrebări pe fratele Petru. Și fratele Petru a fost așa de modest, a spus, am meritat-o. Când a vorbit de Pavel, spune, prea iubitul frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, în epistolele lui, sunt multe lucruri grele de înțelept, pe care cei neștiutori, nestatornici, le răstălmăcesc spre pierzarea lor, ca și pe celelalte scripturi. Știți ce a spus Petru? Pavel scrie scripturi! Pavel scrie Biblie! Măriți să fie Domnul! Ei, când s-au întors și l-au tras la socoteală, le-a spus, cum puteam să oprim apa când au primit ca și noi făgăduința Duhului? Și mai târziu, la Consiliul Bisericii din Ierusalim, le spune, e adevărat, am mers în casa netăiaților împrejur. Dar Dumnezeu a mărturisit despre ei, sistemul imunitar al bisericii. A declarat că toată casa lui Corneliu face parte din trupul lui Hristos. De aceea mă rog din toată inima ca Domnul să umple bisericile noastre de Duhul Sfânt. Și mădularele trupului să fie oameni născuți din nou. Acum, pe traiectoria aceasta a maturizării, nu suntem toți la fel. Că spunea Apostolul Pavel în Efeseni, că a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru zidirea trupului Hristos, pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge la statura plinătății lui Hristos. Ei, nu toți parcurgem traiectoria aceasta a desăvârșirii la fel de repede. Iată de ce e încă de lucru că odată ce am fost născuți din nou, prima dată dorim laptele duhovnicesc, pe urmă dorim bucate tari și în felul acesta ne maturizăm, creștem și devenim din ce în ce mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Și avem răbdare, și avem lungă răbdare, și avem îngăduință pentru oamenii care mai șchioapătă, mai le e greu, aleargă mai greu, înțeleg mai greu. Există și posibilitatea asta. Dar, indisputabil, sunt oameni născuți din nou care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, care atunci când sunt avertizați, mustrați, când se veghează asupra lor și vine cineva și le spune, nu e bine așa, frate, nu devin obraznici, o bat din picior, dar cine ești tu să-mi spui mie? Suntem în țară liberă, n-are voie mie nimeni să-mi spună nimic. Și au o atitudine de pocăință. Când Petru i-a făcut criminali în ziua cinzecimii, puteau să pună mâna pe pietre. Că mai târziu au pus mâna pe pietre și l-au omorât pe Ștefan.
Dar în ziua 50.000 au rămas străpuși în inimă și au capitulat, au spus: fraților, ce să facem? Ăsta este semnul credinței și pocăinței. Credința și pocăința sunt cele două brațe cu care primim mântuirea. Nu se poate una fără cealaltă. Dar Duhul Sfânt lucrează nașterea din nou pentru ca sistemul imunitar al bisericii, care filtrează cu exigență, cu intoleranță, ca doar ceea ce este născut din Dumnezeu să intre în trupul adevărat al bisericii, care este biserica universală, spirituală, să funcționeze bine și să nu fim niciodată înșelați. Verificați ceea ce ascultați, verificați ceea ce auziți. La ora actuală avem posibilitatea să mergem online, să ascultăm predici peste predici. Unele din ele sunt excepționale. Ascult predici. Eu numai pe mine nu mă pot asculta, dar pe alții pot asculta. Mi se pare caragios. Dar când îi ascult pe alții, ascult cu plăcere și am multe lucruri de învățat. Însă printre ei sunt și lupi răpitori. Să ne dea Dumnezeu discernământ, ca să știm să deosebim bine voia lui Dumnezeu. Principiul sădirii. 2. Principiul rodirii. N-am fost sădiți doar pentru ca să fim sădiți. În momentul în care s-a produs nașterea din nou, în momentul în care am fost acceptați în via Stăpânului, în momentul în care am devenit mădulare în trupul Domnului Hristos, este lucrarea lui Dumnezeu, acum începe responsabilitatea noastră. Nimic din ceea ce s-a întâmplat până acum nu-i meritul nostru. Nici rodirea până la urmă, că Dumnezeu ne dă și voință și înfăptuire. Dar rodirea este ceea ce trebuie să faci tu. Ascultați ce spune în continuare cuvântul. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Și n-a găsit. Interesant. N-a arătat cu degetul pământul, nu l-a arătat cu degetul pe vier, n-a fost arătat cu degetul nici stăpânul, nici norii că n-au dat ploaie, nici robii că nu l-au îngrijit prea bine. Cine intră în colimator? Pomul a venit să caute rod în el și n-a găsit. Și acum, ce înseamnă rod? Pentru că cineva ar putea spune, da, ce înseamnă să rodești? Rod înseamnă trei lucruri. Există rod de caracter, calitățile de caracter pe care noi le manifestăm în purtarea noastră, în vorbirea noastră, în umblarea noastră. Toate acestea sunt moduri de a rodi. Roada Duhului care se manifestă în noi. Galateni capitolul 5. Suntem chemați să rodim în caracterul nostru. Caracterul nostru se schimbă și capătă niște calități noi care aparțin nu cum secădeniei noastre. Că cineva ar putea spune, da, și eu sunt om fain, și eu vorbesc frumos, și eu sunt pedant. Și eu... Dragii mei, faptele de caracter trebuie făcute în Dumnezeu ca rezultat al nașterii din nou. Nenorocirea este că în iad vor ajunge foarte mulți oameni cum se cade. Fără Hristos și fără naștere din nou nu e mântuire, chiar dacă noi ne mai controlăm. Noi ne e frică de lege, ne e frică de poliție, ne e frică de părinți, ne e frică de soț, de soție, de temir ce, de consecințe. Însă, adevăratul caracter creștin, adevăratele roade de caracter, sunt observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în discuția dintre Domnul Iisus Hristos și Nicodim.
în Ioan, în capitolul 3. De la versetul 19. Ioan 3:19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Există o constanță și o consistență în roadele de caracter ale creștinilor. Vreau să vă dau, să vă spun o întâmplare și să vedeți cât de disfuncțional este caracterul unui om nenăscut din nou. Pe cât de bun, pe atât de rău. La un McDonald's, la ghișeu, a venit o mașină, în mașină era un domn și o doamnă. Au comandat și în grabă, pentru că era destul de târziu, persoana de la fereastră a greșit pungile și în loc să le dea punga cu comanda, le-a dat punga cu încasările. Pentru că managerul a lăsat-o acolo din greșeală pentru câteva minute și fata sau băiatul respectiv, în grabă, n-a luat punga cu mâncare, a luat punga cu bani. Erau la fel. Managerul a pus într-o pungă normală bani. Și a dat-o la șofer. Șoferul a luat punga, a pus-o lângă el și a plecat. Când a văzut managerul, și-a pus mâinile în cap. Acum, probabil că la McDonald's nu costă foarte mult porțiile, dar totuși, de la mulți clienți, s-a adunat o sumă impresionantă de bani acolo. Nu de lepădat, nu? Și oamenii care lucrează la McDonald's nu sunt foarte bogați. Ca să-i pui pe ei să plătească pagubele, e nenorocit. Și s-a creat o mare tulburare în McDonald's-ul respectiv. De ce ai dat punga aia? Trebuia să te uiți în ea, dar dumneata de ce ai pus bani acolo? Cum fac oamenii atunci când dau de belele? La vreo 10 minute mai târziu, vine înapoi mașina și domnul zice, domne, mi-ați dat punga cu bani, nu mi-ați dat punga cu mâncare. Luați punga cu bani și dați-mi punga cu mâncare. Managerul respectiv a rămas așa de impresionat de cât de cinstit a fost omul ăsta, încât a zis, domne, așa ceva, zice, știți ce, noi avem un post de radio aici și un post de televiziune local, trebuie neapărat să-i sun, vă rog frumos, așteptați-mă, vreau să-i sun, că numai prostii sunt la news, vrem să apară și o faptă bună. Să se știe că mai sunt oameni cinstiți în lumea asta, așteptați să sun media, vine imediat, vă rog frumos. La care omul spune, nu, să nu cumva să chem, pentru că femeia asta nu-i nevasta mea. Ei, cum poți să fii așa de cinstit, așa de corect, să duci banii înapoi și în același timp să umbli cu una care nu-i nevastă ta și să-ți înșel soția? Observați cum e caracterul lumii, una caldă, una rece. Pe de-o parte, cinstit dezvine să-l aplauzi, pe de altă parte, stricat dezvine să-i dai brânci. Asta e rodirea lumii. În caracterul oamenilor sfinți nu există asemenea disfuncționalități. Sfinții sunt sfinți. Sfinții rodesc din Duhul Sfânt. Sfinții fac fapte în Dumnezeu. Rodirea de caracter.
Al doilea gen de rodire este rodirea caritabilă. Apostolul Pavel spunea să fiți plini de fapte bune, să fiți cei dintâi în fapte bune, să rodiți. Ori de câte ori te doare de cineva, îl ajuți. Ori de câte ori arăți milă celor din jur. Asta se numește roadă. Roade caritabile, de ajutorare, de sprijin, de suport. Nu toți vor avea nevoie de banii tăi, dar mulți vor avea nevoie de încurajările tale. Mulți vor avea nevoie de o vorbă bună. Dragii mei, faceți-vă timp să vă duceți la oamenii amărâți. Chiar dacă n-ați fost prea apropiați, ați auzit că au avut o încercare, o problemă. Nu mult. Că dacă se duc toți, îi țin 3 zile, da? Măcar atât. Frate, mă rog pentru tine, soră, mă rog pentru tine, mă rog pentru familia voastră, mă rog pentru copilul vostru, mă rog. Știți ce înseamnă asta? Când am fost la înmormântarea mamii, până atunci am crezut că e prima persoană foarte intimă în familia noastră care a plecat la Domnul. Am mai avut decese în familie, dar mai îndepărtați. Dar cea mai apropiată persoană pentru prima dată care a plecat la Domnul a fost mama. Eu credeam că la înmormântări oamenii sunt așa de tulburați, așa de îndurerați, așa de distruși, că nu țin minte nimic. Și chiar mă gândeam, ce săraci, ăștia n-aud nimic ce le vorbe. Uite cât de amărât sunt, uite cât de distruși sunt. Nu este adevărat, fraților. Frați slujitori, țin minte fiecare vorbă. Țin minte fiecare persoană care a venit să ne spună condoleanțe. Și în vremea de astăzi mai avem și casete video sau discuri. Fiecare strofă de cântare, fiecare mesaj. Faptele de caritate sunt indispensabile. Și nu există dragoste de Dumnezeu fără manifestarea dragostei față de frații. Prea mult ne-am obișnuit să ne uităm la oamenii care sunt necăjiți, amărâți și distruși, să spunem, cine știe de ce? Nu e treaba ta să știi de ce. Ascultați, motivul pentru care oamenii trec prin suferință, motivele sunt multe, foarte multe. Am fost întrebat odată, de ce li se întâmplă lucruri rele chiar și credincioșilor? Zic, pentru că și ei sunt oameni. Primul motiv pentru care dăm de necazuri, ne îmbolnăvim, suferim, îmbătrânim și murim, e de-aia, pentru că suntem oameni. Știți că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală grea de care a murit. L-a măturat. Gata. S-a îmbolnăvit. Păi, dar cred că merita. Pe Ilie l-a răpit la cer. Și Elisei a făcut de 2 ori mai multe minuni. Suntem oameni, fraților. Suntem oameni. De-aia. Uneori ne molăvim sau pățim ceva din cauza unui stil de viață dezordonat. Noi care v-am mai spus că e plin internetul, eu am băut mult Pepsi în viața mea. Dacă aș fi băut tot atâta apă, câtă Pepsi am băut de când am venit în America, mai aveam sânge în vine. Așa nu mai am decât Pepsi în vine. Încă mă lupt să-l scot afară. Mi-am spus, m-a criticat nevastă mea, copiii, mi-am spus, băi, eu n-am venit în America să beau apă. Apa am avut și în România. Când am ajuns cu diabetul 500 la urgență, m-am pocăit. Știți cum trec pe lângă Pepsi? Nici nu mă uit. Ascultați, ne îmbolnăvim pentru că de multe ori nu ne îngrijim. Nu te mai duci să-ți faci un consult, că Dumnezeu i-a lăsat și pe doctor cu un scop, nu? Atât înțelepciune. Nu te îngrijești. Nu dormi destul. Pe urmă, oamenii se mai îmbolnăvesc și mai suferă datorită unor slăbiciuni și păcate. E adevărat.
Că spune Biblia, Dumnezeu mustră și pedepsește pe cel pe care iubește, ca să-l îndrepte. Și aici am vrut să ajung. Și mai sunt și alte motive pentru că oamenii se îmbolnăvesc. Cel mai mare dintre ele, ca să se arate slava lui Dumnezeu. Când ne vindecă sau când ne vindecă de tot. Da, tot Dumnezeu se slăvește. Ascultați, nu e treaba noastră să-i facem analiza altuia. E treaba lui. Și ai grijă că dacă le faci analiza la prea mulți, îți va veni rândul să te văd atunci cu ce teologie ieși la interval. Dacă în dreptul tuturor ai spus din cauza aia și din cauza cealaltă, ei, când îți vine rândul, din cauza la ce? Trebuie să arătăm caritate, milă, dragoste, spirit de ajutorare. Asta ni se consideră rodire. Și în al treilea rând, roduri de convertire. Rodul de convertire, cum spunea Pavel, vreau să vin neapărat la voi în Roma ca să câștig vreun rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Rodire prin convertire. Și acum, dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu nu se poate rodi doar într-un fel. Eu am caracter, eu sunt un om de caracter, prin Duhul Sfânt rodesc în caracter. Altul spune, eu ajut. Altul spune, eu evanghelizez. Fiecare pom trebuie să aducă roada aceasta de caracter, de caritate și de convertire. Niciunul nu scăpăm la niciuna dintre ele. A rodi înseamnă să îmbin caracterul cu dragostea de aproapele, de frați, și cu dragostea de sufletele lor, vorbindu-le despre Dumnezeu. Ăsta este principiul rodirii. Al treilea principiu este principiul așteptării. Atunci a zis vierului, versetul 7, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta. Oh, dragii mei, stau și mă întreb de cât timp vine Dumnezeu, caută, așteaptă și vine să găsească rod în viața noastră. Dacă în seara aceasta, prin Duhul lui Dumnezeu, Domnul vine și se uită în viețile noastre, găsește rod. Și probabil dumneavoastră veți spune, păi, cânt în cor, cânt pe scenă, sunt unul dintre ușieri, sunt în conducerea bisericii, am o slujbă, predic. Da, ăsta este un rod care contează în dreptul convertirii și maturizării spirituale a trupului lui Hristos. Și astea sunt slujbe importante. Dar, în toate dimensiunile rodirii, dacă ne-am face o cercetare, am găsi un loc unde ar încăpea mai bine? Ai putea să renunți la niște cuvinte slabe, nefolositoare, că până la urmă zice că vom da seama de orice cuvânt nefolositor? Am putea să renunțăm la supărare, mânie? Am putea să dedicăm mai mult timp Evangheliei, rugăciunii, disciplinelor spirituale? Ar putea să ne preocupe mai mult nevoile, necazurile și suferințele altora? Poate să fim un pic mai darnici. Am putea să căutăm oameni cărora să le vorbim despre Dumnezeu? Mi-aduc aminte de un bătrân care a venit în America și nu știa limba engleză, n-a învățat-o niciodată. A murit la 94 de ani. Și
s-a apucat să vorbească cu un vecin despre Dumnezeu și spunea în românește toată Evanghelia. Ăsta din politețe s-a oprit, s-a uitat la bătrân. Știți că americanii, să știți, sunt destul de politicoși. Nu i-a spus, dom'le, nu înțeleg ce spui, lasă-mă în pace. Și bătrânul tot îi vorbea. Și când a venit seara fiul lui de la servici, vecinul stătea la geam. Era în aceeași clădire de apartamente și spune, auzi, am o întrebare, ce mi-a spus bătrânul? Mai devreme mi-a tot vorbit. Și l-a chemat, ce s-a întâmplat, tataie, care era? Păi vorbise de Evanghelie. Și ăsta i-a spus. Și uite că i-a predicat Evanghelia bătrânul de 94 de ani, cu traducător, cum a putut, la un necredincios. Trebuie să existe un foc, o flacără în sufletul tău. Trebuie să existe durerea lui Dumnezeu pentru sufletele pierdute în inima ta. Un mare om al lui Dumnezeu spunea odată, dacă Dumnezeu ar fi tratat cu aceeași indiferență tragedia sufletelor oamenilor, eram toți pierduți și toți am fi împărtășit soarta iadului. Rodire prin convertire. Rodire prin comportament. Rodire printr-un spirit caritabil. Și nu știu, de un an, de doi, de trei, Dumnezeu tot așteaptă. Eu cred că nouă ne-a dat mai mulți ani decât i-a dat acestui smochin. 3+1. Și poate tot nu rodim. Sau poate tot nu rodim destul. Și dacă rodim, dorința lui este să rodim mai mult. Așteaptă în dreptul nostru. Dumnezeu nu vine să ceară ceva peste noapte. Are răbdare, așteaptă. Principiul așteptării. Auziți ce spune în Roman, capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, ți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Petru spunea că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor sale, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Așteptare. Al patrulea principiu este principiul mijlocirii. Versetul 8. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Trebuie să acceptăm, să recunoaștem că noi nu ne reprezentăm suficient de bine cauza înaintea lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 8, cuvântul Domnului spune că ar trebui să ne rugăm prin Duhul Sfânt, pentru că Duhul mijlocește cu suspine negrăite pentru noi, după voia lui Dumnezeu. Aceea spune, rugați-vă prin Duhul. Timpul nostru de mijlocire înaintea lui Dumnezeu este minim sau zero. Trebuie să recunoaștem. Când a fost ultima oară când în urma unei alunecări ai simțit durerea acelui păcat? O vorbărea, o bârfă,
un comportament nepotrivit. Și să te doară cumplit, pentru că fapta ta l-a durut pe Hristos și l-a durut îngrozitor. Care a fost ultima oară când ai făcut o rugăciune de mijlocire, tu pentru tine? Mai devreme se citea despre Iov. Știți că Iov ori de câte ori copiii lui se întâlneau. Și nu se întâlneau cu nelegiuiții, se întâlneau între ei. Dădeau o spețe, chemau și pe surorile lor. Iov spunea, poate că în timpul acelei întâlniri, petrecerea lor, ca tinerii, n-au fost atenți, n-au vegheat, zice că aducea jertfe pentru ei. Cât de mult mijlocim în dreptul nostru, cât de mult mijlocim în dreptul copiilor noștri, cât de mult mijlocim în dreptul bisericii. Când a fost ultima oară când te-ai plecat pe genunchi și ai spus, Doamne, binecuvintează biserica noastră. Și ți-ai adus aminte de cei care slujesc, de cei care predică, de cei care cântă, să te rogi pentru ei. Știți cam cât durează rugăciunile noastre pentru biserică? Când mai vin predicatorii și spun să ne rugăm pentru biserica noastră și noi spunem, Doamne, binecuvintează biserica noastră, atâta tot. Aia nu este rugăciune de mijlocire, frați și surori, aia este, ți-ajunge, gata, e destul? Biserica nu e doar un cuvânt. Mă bucur că vă rugați pentru familiile din biserică și le pomeniți cu numele. E un lucru frumos. Să vă ajute Dumnezeu. Umblu întotdeauna cu lista de membri ai bisericii în geantă. Și mă mai uit și zic, poate Duhul lui Dumnezeu mă îndeamnă să mă rog pentru familie mai mult decât pentru toate celelalte. Pentru că îmi dau seama că noi trebuie să fim mijlocitori. Știți de ce? Că umblăm pe urmele Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos este mijlocitor. Mijlocește între noi și Dumnezeu. Fără Hristos ca mijlocitor, ar lovi securea la rădăcina noastră. Nu după un an, după o zi. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Și pilda se va încheia cu anul acela și nu știm dacă a rodit sau n-a rodit. Întreabă-te de câte ori a venit Domnul Iisus la rădăcina ta și a spus, mai lasă-l și anul acesta. N-a adus rod, s-a adus rod puțin. S-a adus un rod compromis. Mai lasă-l. Nu vă bucurați că Dumnezeu mijlocește pentru noi. Că Domnul Iisus mijlocește, că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite pentru noi. Dar și noi trebuie să mijlocim. Frați și surori, am mai spus lucrul ăsta și vreau să-l repet, încerc să-l repet cât pot mai des. Fără o oră de mijlocire zilnic și fără o oră de cuvânt zilnic, nu putem fi credincioși puternici în zilele noastre. Țineți minte lucrul ăsta. Prima dată când te simți nevrednic, prima dată când vii la cena Domnului și spui, parcă nu mă simt vrednic, parcă am rezerve, parcă am rețineri. Știi de ce se va întâmpla lucrul acesta? Pentru că a trecut o zi, două, nouă, 30 de zile, fără mijlocire, fără verificare, fără evaluare spirituală. Și ți s-au îngrămădit pe ultima zi. Dacă cineva te-ar pune să-ți scrii păcatele pe o listă, poate ți-ai aduce aminte de două sau de trei. Și totuși nu știi de ce e o povară atât de grea. Pentru că n-ai descărcat-o. Iar Hristos mijlocește pentru noi, dar mijlocește pentru păcatele pe care le recunoaștem și de care ne pocăim. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și aici aș vrea să mai subliniez un lucru pe lângă faptul că Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi.
În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Acum, e bine să punem accentul pe faptul că avem un mijlocitor. Atunci când am păcătuit, avem un mijlocitor. Însă rugăciunea de duminică sau rugăciunea de la cină nu e suficientă pentru spălarea păcatelor noastre. Pentru că nu le recunoaștem, nu le identificăm unul câte unul. Nu le rezolvăm și vor apărea din nou. Și nu mi-e frică de faptul că la următoarea cină ai să te simți mustrat în cugetul tău. Mi-e frică de faptul că va veni cina în care nu te vei mai simți mustrat în cugetul tău, pentru că ai reușit să-ți adormi conștiința. Și poate mai rău să o împietrești, să o ucizi. Lucrurile pe care nu le rezolvi, stimate gospodine, de ce nu luăm din experiența noastră, că Dumnezeu ne vorbește la nivelul experiențelor noastre. Dacă nu faci curățenie în bucătărie, ai luăm numai bucătărie, în fiecare zi. După o săptămână e mai ușor sau mai greu? După o lună e mai greu sau e foarte greu? Că după un an trebuie să dai jos bucătăria și să pui alta. La fel e cu viața noastră. Se adună zi după zi, lună după lună. Și mărturisim generic. Doamne, iartă-mi păcatele. Care păcate? Ei, nu scăpam ușor, tot vă vorbi de mama. Îmi spuneam, iartă-mă să te iert pentru ce? Atâta de greu mi-era să spun pentru ce să mă ierte, că am spart, că am stricat, că am... Spune, nu te iert până nu spui pentru ce? Păi pentru că am răspuns obraznic. Și ai făcut bine că ai răspuns obraznic? Nu. Și ce meriți acum că... Da, la ea... Nu, aia chiar nu eu spuneam ce merit. Că și de-i spuneam și de nu-i spuneam tot îndădea ce merit. Nu mă ierți și tu, zice Dumnezeu să te ierte. Eu te pun la punct. O să fac om din tine. Da, dați-vă la mine cât de mare sunt. Maica mea săracă era un not de om. Tai de mine că îmi punea mâna pe noi, fulgi săreau. Tata s-a uitat în altă parte. Probabil era frică să nu-i vină și lui rândul. Scumpii mei, modul ăsta superficial de a trata calitatea de mijlocitor al Domnului Iisus, am mințit, am furat, am înjurat, am făcut asta sau cealaltă, las că se ocupă Hristos de ele acolo. Nu. Se ocupă de ele acolo, dar înainte să se ocupe de ele acolo, se ocupă de ele aici. De ce? Care-i scopul mărturisirii și mijlocirii? Nu este ca să căpătăm o licență de a păcătui gratuit, că Dumnezeu rezolvă. Ascultați! Copilașilor, versetul 1 din nou, 1 Ioan 2 cu 1, vă scriu aceste lucruri de ce? Ca să nu păcătuiți. Astea sunt literele mari. Pe scrisorile avocaților, știți că sunt scris mare și scris mic. Noi am făcut din scrisul mic scris mare și din scrisul mare scris mic. Care e scrisul mare? Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți sau să nu mai păcătuiți. Și scrisul mic este, dar dacă cineva a păcătuit, dacă s-a întâmplat, dacă e un accident, pentru că în Evrei 10 spune, dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Sunt mulți care sunt în stare să-și treacă păcatele în calendar, să și le programeze. Să avem foarte mare grijă că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, nu se lasă călcat în picioare. Sângele sfânt al curățirii
nu poate fi înjosit, desacralizat, profanat principiul mijlocirii. 5. Principiul îngrijirii. În versetul 8. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Noi de obicei spunem ce bine că ne îngrijește Domnul Iisus Hristos. Și uităm că Domnul Iisus Hristos tot timpul ne-a îngrijit. Cum arată îngrijirea aceasta specială, atenția aceasta specială pe care o dă unui pom neroditor? În versetul de față este am să-i pun gunoi la rădăcină. În Ioan 15, pe mlădița care aduce roadă, dar putea să aducă și mai multe, el o curăță, taie din ea, ca să aducă și mai multă roadă. El nu se mulțumește cu mediocrități. În Evrei, în capitolul 12, el se poartă cu noi ca și cu niște fii și atunci când o luăm razna, atunci când nu rodim cum trebuie, se poartă cu noi ca și cu niște fii. El mustră și pedepsește pe cel pe care îl iubește. Când un pom are nevoie de îngrijire specială, vine gunoiul la rădăcină. Gunoiul e folositor, dar nu ne place gunoiul ăla. Vin pierderi, vin dureri, vin probleme, vin încercări, vin necazuri. Și nu vin ca să ne distrugă. Că de aia spunea Apostolul Pavel tot în Evrei 12, să nu-ți pierzi inima când ești mustrat de el. Să nu devii dezamăgit și să spui, dar ce are Dumnezeu cu mine? Vrea să te facă să rodești mai mult. Interesant, zice, pe mlădița care nu aduce roadă, el o taie, pe cea care aduce roadă, o taie sau o curăță, taie din ea, ca să aducă și mai multă roadă. Este principiul îngrijirii. Credem noi că Dumnezeu e suveran asupra vieților noastre, frați și surori. Credem noi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă da, tot ce se întâmplă în viața noastră e îngrijirea lui Dumnezeu. E purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ca să rodim și ca să nu ne pierdem rodul muncii noastre. Vedeți, Pavel a avut un țepuș în trupul lui și s-a rugat de 3 ori. Dacă pe cineva ar fi trebuit să-l asculte Domnul, ar fi trebuit să-l asculte pe Pavel. Pavel a fost mai bun decât oricare dintre noi. Pavel a fost un pom roditor. Pavel a fost un om extraordinar. A scris scripturi. A clarificat învățătura apostolilor. Și totuși nu l-a scutit Domnul de un țepuș foarte dureros. Că dacă s-a rugat de 3 ori, înseamnă că nu i-a plăcut. Că l-a deranjat. Și chiar poate s-ar fi rugat, Doamne, mă încurcă defectul acesta în predicarea Evangheliei. Domnul îi spune, Pavele, harul meu ți este îndeajuns. Și Pavel recunoaște și spune, știți din ce cauză am țepușul ăsta? Datorită marilor descoperiri și revelații pe care mi le-a dat Dumnezeu, ca să nu mă mândresc, că sunt în pericol. Cu cât revelațiile și descoperirile sunt mai mari, cu atât pericolul de a corupe sufletul prin mândrie sunt mai mari. Și Dumnezeu de multe ori ne îngrijește nu numai atunci când nu rodim și ne pălmuiește un pic ca să ne vină roada la cap și urmă și în viață, dar uneori ca să nu ni se strice roada, ca să continuăm să aducem roadă bună și roadă multă. Dumnezeu ne îngrijește, este principiul îngrijirii. Am să-l sap și am să-i pun gunoi la rădăcină. Al 6-lea principiu este principiul avertizării. Un lucru extraordinar pe care îl face Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu ridică securea și nu lovește până mai întâi nu avertizează. Scumpii mei, știu că ne place să auzim lucruri plăcute.
Odinioară Ieremia a spus odată, Doamne, prefer să nu mai prorocesc niciodată. Pentru că ori de câte ori îmi deschid gura, rostesc numai silnicie și apăsare. Și zice, chiar am hotărât lucrul acesta, dar pe când să mă hotărăsc să tac, e un foc în lăuntru care nu mă lasă. I-ar fi fost mult mai confortabil lui Ieremia să zică de bine. Vă aduceți aminte atunci când toți prorocii în vremea lui Ahab i-au spus cu coarnele astea vei nimici. Și un singur proroc s-a încumetat să spună adevărul și a zis, e o cursă, Ahab, îți vei pierde viața. Pentru că a intrat un duc de minciună în gura tuturor prorocilor, a venit prorocul acela cu coarnele și l-a izbit pe Mica și i-a spus, pe unde și când a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească ție? A spus, hai să vezi când ai să umbli din odaie în odaie. Motivul pentru care strigăm alarmă în vremea de astăzi este că suntem într-un mare pericol. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, securea a fost aruncată la rădăcina tuturor pomilor. Și dacă pomului verde i s-a făcut așa, ce se va face pomului uscat? Sunt vremurile din urmă când Dumnezeu așteaptă rodire, când Dumnezeu nu-și compromite principiile, când Dumnezeu are așteptări mari de la noi. Caut rod în smochinul acesta, poate că de acum înainte va face rod, dacă nu îl vei tăia. Am o întrebare. Când vierul și gospodarul stau de vorbă, unde stau de vorbă? Care este locul unde ei doi vorbesc? În vie și lângă smochin. Smochinul acesta s-a dus să caute rod, l-a căutat de rod. Știți de ce vorbesc lângă smochin? Ca să audă smochinul. Pilda e pentru smochin. Pilda e pentru mine, pilda e pentru tine. În auzul nostru, mijlocitorul spune, mai lasă-l un an. Poate că de acum încolo va aduce rod, ai auzit, smochinule? Dacă nu, ascultă, smochinule, îl vei tăia. Oamenilor nu le plac avertizările și de multe ori pervertesc cuvântul lui Dumnezeu. Există o milogeală universală în America a oamenilor care spun că vor să vină la biserică să se simtă bine. De fapt, o mare parte din bisericile moderne și care au cel mai mare succes sunt formate din oameni care au fost întrebați de ce nu mergi la biserică și ce ar trebui să facă biserica pentru ca să vii la biserică. În mod invariabil, lucrul ăsta s-a întâmplat din anii 50, atunci când doctorul Schuller a deschis Catedrala de Cristal din Los Angeles. Au făcut sondaje de opinie în mijlocul populației din localitățile respective. Și li s-a spus, vrem să ascultăm mesaje pozitive. Vrem să ni se vorbească despre lucruri frumoase. Vrem să scoateți negativismul și amenințările. Să nu vorbiți despre păcat. Cea mai mare biserică în America la ora actuală are 40.000 de membri, este în Houston și pastorul se încăpățânează să nu pronunțe numele păcat în dreptul niciunei fapte. El a spus că n-a primit din partea lui Dumnezeu mesajul despre păcat. Păi da, Duhul Sfânt, când a venit în lume, pentru ce a venit? Ca să judece păcatul. Să judece cu privire la păcat și la neprihănire. Să facă deosebire între păcat și neprihănire.
Ascultați ce se întâmplă în vremea lui Ieremia. Ieremia, capitolul 23, versetul 33. Dacă poporul acesta sau un proroc sau un preot te va întreba, care este amenințarea Domnului? Adică am venit la biserică, spune, frate, păstor, ce amenințări mai aveți astăzi pentru noi? Observați ce duh sarcastic. Duh sarcastic. Să le spui care este această amenințare. Vă voi lepăda, zice Domnul. Și pe prorocul, pe preotul sau pe acela din popor care va zice o amenințare a Domnului, îl voi pedepsi pe el și casa lui. Așa să spuneți însă fiecare aproape lui său, fiecare fratelui său. Ce a răspuns Domnul? Sau ce a zis Domnul? Dar să nu mai ziceți! Sau dacă veți mai zice o amenințare a Domnului, atunci așa vorbește Domnul, pentru că spuneți cuvintele acestea, o amenințare a Domnului. Măcar că am trimis să vă spună să nu mai ziceți o amenințare a Domnului, din pricina aceasta, iată, vă voi uita și vă voi lepăda pe voi și cetatea pe care vă dădusem vouă și părinților voștri, vă voi arunca dinaintea mea și voi pune peste voi o veșnică ocară și o veșnică necinste care nu se va. Să nu degradăm, să nu înjosim spiritul plin de dragoste a lui Dumnezeu, care nu vrea să ne taie, vrea să ne avertizeze. Pentru că al șaptelea principiu al pildei este principiul tăierii. Principiul tăierii. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Și în urma mijlocirii, vierul spune, dacă nu, îl vei tăia. Stăpânul a venit să-l taie după 3 ani. Mijlocitorul i-a mai dat 1 an, dar a spus, după anul ăsta îmi iau mâinile de pe el. Dacă nu rodește nici anul ăsta, îl vei tăia. De asta spune în Ioan 15, textul menționat mai devreme, că pe mlădița care n-aduce roadă, el o taie. El o taie și o aruncă în foc. Acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 11. Și cu aceasta doresc să închei. De la versetul 11. Și ascultați ce frumos se închide cercul acesta al pildei smochinului neroditor, vorbindu-se despre Israel și despre noi. Ca dovadă că e vorba de Israel și de noi. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă nici de cum? E vorba de Israel. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea. Și caut ca dacă este cu putință să stârnez gelozia celor din neamul meu, ca să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altuit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, că smochinul și măslinul sunt interschimbabile ca simboluri, simbolizând poporul Israel, simbolizând omul.
nu te făli față de ramuri, adică nu te da mare față de Israel, nu-i înjosi pe ei. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dacă vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu, pentru că există o teologie demonică în vremea de azi care vorbește despre substituirea lui Israel. Israelul a fost aruncat la gunoi de Dumnezeu și nu-și va mai reveni niciodată. Nu e adevărat, el n-a lepădat pe poporul său pentru totdeauna. Dar vi zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat! Au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, ce înseamnă ramurile firești? Care erau de drept acolo, care aparțineau locului. Nu te va cruța nici pe tine. Uită de dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altminteri, vei fi tăiat și tu. Cu alte cuvinte, în seara aceasta, și dacă am fi vorbit despre evrei, i-am fi folosit ca un exemplu al tăierii ramurilor de drept și de fapt în smochinul lui Dumnezeu, care au fost tăiate datorită necredinței și datorită păcatului. Ca un avertisment personal pentru fiecare dintre noi, frați și surori, chiar e așa greu să ne pocăim? Chiar e așa imposibil? Chiar ne simțim așa de ofensați sau de înjosiți că trebuie să ne pocăim? În seara asta, dați-mi voie să mă pocăiesc eu. Dar vă rog să vă pocăiți și dumneavoastră. Pentru ca să nu fim tăiați. Pentru ca să putem rodi spre slava lui Dumnezeu. Pentru că asta este menirea noastră pe pământul acesta. Amin.